Mă numesc Marioara Măcelaru. Am 10 copii pe care mi-a dat Dumnezeu ca un dar și știu că este foarte important în viața lor rugăciunea. Am învățat asta de la părinții mei, care au fost credincioși. E foarte important ca părinții să se roage pentru copii. Și am avut acest obicei, sau cum să spun, moștenire de la părinți, mă rugam pentru copiii mei încă de când erau în pântece și îi dedicam Domnului încă din pântece. Pentru mine copiii au fost într-adevăr o binecuvântare și un dar, așa i-am primit de la Domnul, așa i-am considerat. Chiar dacă eu sunt bănățeană și la Banat aici se obișnuiește, dacă se poate, jumătate de copil, nu cumva să se împartă averea, eu am decis să rămân în voia Domnului și să primesc câte binecuvântări îmi dă Domnul. Și n-a fost ușor, pentru că am avut și probleme cu sănătatea, am RH negativ, cu altă împrejurare, probabil se poate povesti. Am avut probleme, nu era ca acum. Și din pricina aceasta am unul dintre copii, care este Marcel, al patrulea copil în viață. Am trei care sunt la Domnul, deci am avut în total 13 copii, dintre care 10 în viață. El este al patrulea în viață și am avut, încă din timpul când eram însărcinată cu el, a venit la noi un frate bătrân, Bodor, din București, un om al lui Dumnezeu, dintre primii pionieri ai pentecostalilor. Era la noi în familie și am rugat pe fratele Bodor să se roage pentru mine, că am avut pe cei trei care mi-au murit înaintea lui. Și fratele Bodor a zis, am să mă rog, dar eu n-am mai făcut așa o rugăciune, dar dacă tu crezi, eu mă rog. Și s-a rugat pentru mine, mi-a făcut ungerea și într-adevăr, de la Marcel, deci Marcel a fost primul născut atunci la ungere, nu mi-a mai murit niciun copil. Dar Marcel s-a născut la 7 luni din pricina RH-ului și a avut o esanghinotransfuzie imediat la jumătate de oră după naștere. Din pricina asta a rămas surd. N-am știut lucrul acesta până am ajuns acasă. Când am ajuns acasă și ca orice mamă mă uitam la el să văd dacă are toate simțurile și am constatat, copilul era trecut de 2 luni și am constatat că nu aude. Nu aude. Dacă mă vedea pe mine, s-a uitat după mine prin cameră, dar ca să audă, să tresară la un zgomot, la ceva, deloc. Și am mărturisit lucrul acesta medicului de familie și atunci am făcut investigațiile, fără ca să spun la nimeni că ce suspectez eu. Nici chiar soțului meu nu i-am spus. Aveam o temere că n-am să mai pot să cred nimic în puterea lui Dumnezeu, dacă mai spun la unul sau mă descurajează. Și așa n-am spus la nimeni. Am constatat că este într-adevăr surd și m-am dus la binecuvântare cu copilul, abia la 4 luni, fiind de 7 luni și mic și cu probleme de sănătate. Era iarnă, n-am putut să mă duc atunci, el născut în noiembrie. Abia în martie ne-am dus la binecuvântare cu copilul. Fratele Codreanu, care era păstor atunci, n-a știut nimic de problema mea cu copilul. Dar eu am, într-o seară, când mă rugam, m-am rugat foarte mult pentru lucrul acesta. Și îi spuneam Domnului așa, Doamne, acest copil trebuie să audă despre Tine. Eu cum voi putea să-i spun despre lucrarea Ta, despre Tine, ca să aibă și el o credință, să aibă un temei în viața lui? Cum am să-i spun dacă el nu mă poate auzi? Și așa stăteam, de multe ori mă puneam seara pe genunchi, lângă pat, să mă rog pentru culcare. Și mă trezeam dimineața când suna ceasul deșteptător să meargă soțul la serviciu, eu eram tot pe genunchi. Nu știu cum a trecut noaptea. Stăteam înaintea Domnului și îi spuneam Domnului în toate felurile. Am spus, Doamne, nu pot să accept un copil cu defect. Eu îl primesc ca un dar. Și orice dar de la Tine este desăvârșit. Cum să aibă el defectul ăsta și să n-audă? Nu pot să suport. Cum am să mă prezint în lume? Pentru că am avut discuții foarte mari cu medicii pe vremea aceea care mi-au spus că să nu mai fac copii, că toți sunt nenorociți. Mai ales că mi-au murit cei trei înaintea lui și eu n-am ascultat. Și atunci am spus, cum am să mă duc acum și să le spun eu acestor oameni la care le-am spus că
m-am rugat pentru el și acest copil nu va muri. Acum cum să mă duc să le spun că e surd? Doamne, pe tine te desconsider în felul ăsta. Și eu nu vreau, eu vreau să te onorez. Și spuneam tot felul de lucruri Domnului, așa ca un om amărât. Dar stăteam toată noaptea pe genunchi și mă rugam. Și într-o noapte când m-am rugat așa, înăuntru meu, am avut așa o înștiințare că în momentul când îl voi duce la binecuvântare, el se va vindeca. Fără ca să știe soțul meu, nici chiar fratele Codreanu, nici nimeni absolut, i-am spus soțului meu, cumpără o bandă de magnetofon, pe atunci erau magnetofoane Tesla, un frate din adunare avea magnetofon, noi nu aveam, dar am spus, du-te, cumpără o bandă de magnetofon și absolut din momentul când intru în biserică, până când plecăm, să se înregistreze totul. Soțul meu, care este un om foarte bun și ține foarte mult la mine, nu m-a întrebat, dar de ce vrei să faci asta? S-a gândit că probabil am suferit mult că mi-au murit cei trei și acum să-mi facă plăcerea să înregistreze. Și a cumpărat o bandă, o mai avem și acum, numai nu mai avem pe ce să o ascultăm. Am cumpărat o bandă de magnetofon și am înregistrat, fratele a înregistrat. În momentul când l-a luat fratele Codreanu în brațe să se roage pentru el, a fost inspirat de Dumnezeu și în rugăciunea dânsului, fără să știe nimic, a zis așa, Doamne, te rog acestui copil să-i dai auz. În momentul acela am simțit așa un fior extraordinar și am știut că Domnul s-a atins de el. Când ne-am ridicat de pe genunchi, a anunțat să cânte corul. În timp ce cânta corul, copilul meu s-a speriat, pentru că n-am mai auzit niciun sunet până atunci. Am trebuit să ies cu el afară din adunare, că el nu mai suporta gălăgia aceea. Și așa Domnul l-a vindecat. Și cu copilul acesta, într-adevăr, Dumnezeu a avut un plan deosebit, pentru că a ajuns mai mare și mi-aduc aminte că era de 7 ani și eram undeva la un cerc de rugăciune și Domnul i-a spus despre el că era, adică a fost arătat o vedenie, că el stătea lângă o fântână. Și am știut că va ajunge să fie un om care să aibă cuvântul lui Dumnezeu în viața lui și că se va folosi de el Domnul. Și a ajuns mare, într-adevăr, a terminat teologia, Dumnezeu l-a ajutat să ajungă pe treptele cele mai înalte, a terminat doctoratul la Oxford. A fost foarte bine, dar la un moment dat în viața lui, eu tot mă rugam Domnului și îi spuneam, Doamne, te rog pe măsura cunoștinței, capul lui e plin de cunoștință și tot știe despre tine, dar fă să te cunoască mai îndeaproape, pe măsura cunoștinței să-i crească și credința. Asta a fost rugăciunea mea de bază, ori de câte ori m-a rugat pentru el. Și Dumnezeu a îngăduit să ajungă prin valea încercării, acolo unde se poate câștiga credința când ești în încercare și simți că te neci și dai din mâini, atunci vine Domnul în ajutor și te ajută. Și s-a întâmplat chiar anul acesta, s-a îmbolnăvit foarte tare și a făcut analizele. L-au găsit cu diabet, l-au găsit cu tensiune, cu reumatism foarte avansat, cu alte probleme și sigur că medicii i-au dat o plasă de medicamente. Trebuia să iei nu știu câte medicamente zilnic, de tot felul. Și le-a luat vreo 2 săptămâni, 2 sau 3 săptămâni, nu vreau să greșesc. Și la un moment dat a venit în Timișoara, era la ITP în București, a venit în Timișoara, trebuia să plece cu avionul seara la 10. Și i-a spus, uite, Marcele, tu știi că eu mă rog așa, știu. Și tu vrei să-L cunoști pe Dumnezeu mai profund decât îl știi numai așa prin minte și din cărți și din Biblie. Da, zice, aș vrea. Uite, du-te că este o conferință cu mai mulți păstori într-o biserică. I-am spus unde, du-te acolo și să-ți facă ungerea frații păstori de acolo. Și atunci el s-a dus în seara aceea, a chemat afară, au venit 3-4 păstori care au fost acolo înăuntru și s-au rugat pentru el, i-au făcut ungerea și așa de mare credință a primit. Îi tot spuneam, tu știi ce înseamnă credința asta? Trebuie să te arunci ca un copil care stă undeva sus pe un dulap
și copil de un an și tatălui întinde mâna și zice, hai, sari că te prind. Și copilul crede și îți aruncă. Așa trebuie să crezi tu că acum Dumnezeu a lucrat. A luat frumos punga cu medicamente și a pus-o în coșul de gunoi și n-a mai luat niciun medicament din clipa aceea. La ora actuală este foarte bine. Își controlează tot mereu, nu mai are tensiune, nu mai are diabet, nu mai are probleme cu reumatismul, a mai scăzut că a fost și supraponderal, stând tot timpul la birou și fără mișcare, a slăbit 17 kg, arată bine acum și este bucuros că Domnul a lucrat în viața lui. Este mare putere, credința și rugăciunea, împletite împreună, fac minuni.